Ne vom lua adio de la farfurita, cămuri sau pahare de unică folosință. Produsele vor fi interzise în toate țările din Uniunea Europeană din cauza că poluează mediul înconjurător. Decizia a fost luată de Parlamentul European, iar măsura va fi aplicată din anul 2021. Deși sunt foarte utile și practice, produsele din plastic de unică folosință vor fi interzise peste 2 ani. Această măsură va reduce semnificativ gradul de poluare. Aceste reglementări vor reduce impactul negativ asupra mediului cu 22 miliarde de euro, costul estimat al poluării cu plastic în Europa până în 2030. Europa are acum un model legislativ ce trebuie apărat și promovat la nivel internațional, având în vedere natura globală a problematicii și poluării marine cauzate de plastic. Acest lucru este esențial pentru planetă, a declarat raportorul Frederic Ries. Târgujenii sunt mulțumiți de decizia luată de Parlamentul European. Eu sunt de acord cu treaba asta. Eu vreau mai devreme să facă treaba asta, dacă din 2021 tot e bine. Foarte bună. Foarte bună să scăpăm de deșeurile astea. Ca ne-a inundat peste tot. Este bine. Pentru că sunt greu, foarte greu ca să se biodegradeze. Și normal, acum a fost o perioadă când ne-au plăcut, că sunt mai practice, dar din păcate erau pentru viitor. Aleșii Parlamentului European au votat cu 560 de voturi pentru, 35 împotrivă și 28 de abțineri acordul convenit cu miniștrii UE.